Cipru, Cehia, Bulgaria, Norvegia, Polonia sau Canada sunt și ele pe lista actualizată. În total, peste 40 de state sunt în zona verde. Asta înseamnă că persoanele care ajung în România din aceste zone sunt exceptați de la măsura carantinii sau izolării la domiciliu. România se apropie de pragul de 30.000 de infectări cu noul coronavirus, iar aproape 1.800 de persoane au murit. La nivel global, numărul a depășit 11.400.000 de îmbolnăviri. În Europa, în ultimele ore, cele mai multe noi cazuri au fost raportate în Franța, peste 1300 de persoane și este urmată de Spania cu aproximativ 1250 de noi infectări. Pe de altă parte, peste 5000 de cetățeni români aflați în alte state au fost confirmați pozitiv la virusul SARS-CoV-2. Cei mai mulți dintre ei sunt în Germania, aproximativ 2300. Urmează Italia cu peste 1880 de cazuri de români infectați, conform Ministerului Sănătății. Cazuri semnificative de îmbolnăviri în rândul românilor aflați în alte state sunt și în Spania sau Franța. Mai sunt cazuri în Marea Britanie, Olanda, Turcia, Belarus sau Elveția. De la începutul pandemiei, 122 de români aflați în străinătate au murit, iar 72 s-au vindecat.